Nu știu dacă acesta este visul oricărui slujitor, dar bănuiesc că în anumite momente sunt slujitori care și-ar dori să înceapă o nouă biserică. Însă este destul de ușor de acceptat că dacă m-aș gândi să încep o biserică, aș începe o biserică mai bună decât cea în care sunt. Că dacă sunt mulțumit de biserica în care sunt, nu mai încep alta. Dacă mă gândesc să încep alta, aș începe una mai bună. Apostolul Pavel a început multe lucrări. A dat startul la multe biserici. Bănuiesc că a fost mulțumit de fiecare, dar foarte interesant că există o biserică despre care, așa cum deja ni se spunea în seara aceasta, este prezentată de el diferit. Dacă vă uitați în primul capitol care s-a citit, în versetul 7 spune așa: așa că ați ajuns o pildă, adică un exemplu, un model. Foarte greu să găsești biserici pe care să le prezinți ca model. Acum, Adi, eu ți-aș da un sfat relativ simplu, știi, dacă vrem să se vorbească bine despre o biserică, facem o hotărâre de biserică, frați și surori. De azi înainte, două săptămâni, oriunde mergem, nu mai ne vorbim de bine, corect? Care ar fi problema noastră? Nu știu dacă n-am avea ce vorbi sau nu știu dacă ne-ar crede lumea. Știți că la un moment dat apostolul spune: aș vrea să iasă la iveală binele care se face între noi. Eu am zis: corect, dacă se face bine. Să vă spun care e problema mea cu începutul unei noi biserici. Pentru că mi-aș dori o altfel de biserică, m-am uitat puțin în capitolul 2 și am o mică problemă. Doar o să vă citesc și chiar o să vă rog ceva. Capitolul 2 spune: voi înșivă, fraților, știți. Asta este problema, că oamenii știu, da? Că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. Normal, nici eu nu-mi doresc să mă duc undeva să merg degeaba sau să lucrez degeaba. După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filip, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. E normal că mi-aș dori să înființez o biserică model, dar nu prea îmi place ideea aceasta, să mă duc din suferință în mijlocul unor suferințe, nu prea îmi place ideea aceasta. Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie. Cum să înființezi azi o biserică, să-ți vină oamenii dacă nu umbli cu un pic de șmecherii și să fii o leacă și viclean, adică să le spui: dacă veniți la noi, dacă e sincer cu oamenii și chiar le spun, dacă veniți cu noi o să suferiți, o să toate astea, ce biserică mai fac, nu mai vine nimeni, adică am terminat-o cu asta, da? Stați că nu asta mă încurcă tare. Spune: vorbim așa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu. Păi dacă mă duc să plac numai Domnului și să nu plac oamenilor, mai bine stau în biserica în care sunt, că nu știu cine vine să le țină o predici din astea de pocăință, de sfințire, de toate astea. Am predicat duminică seara în biserică și vine unul la final și zice: bă, frate, predici din astea nu se mai țin, adică... Da, bun, am terminat și cu asta, da? Apoi aici gata, sunt terminat. Versetul 5. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare. Păi arătați-mi și mie unul care înființează o biserică fără vorbe măgulitoare. Soră, ce bine arătați! Frate, slăvit să fie Domnul, mă bucur că te văd. Adică dacă nu-i captain un pic, dacă nu le spui ceva drăguț, păi cine mai vine, da?
Cuvintele astea pe mine mă dau gata. Pavel spune, niciodată n-am întrebuințat vorbe mărgulitoare. Vreau să ridicați mâna sus care niciodată n-ați folosit vorbe mărgulitoare. Eu țin jos, hai repede să vă văd. Da, pe voi v-aș lua în comitetul de conducere, da? N-am folosit haina lăcomiei. Stăm cu mâna jos. Martor e Dumnezeu, da? N-am căutat slavă de la oameni, pe bune, dar like-urile ce ia, da? Deci la ce concluzie am ajuns? Nu mai încep nicio biserică. Pentru că să încep o biserică cum sunt altele, nu mă interesează. Să încerc o biserică model, nu știu dacă mă calific. Așa că mă bucur de cele înființate și vă spun ceva. Mă bucur că voi sunteți o biserică model. Adică dacă m-aș muta în Oradea și aș vrea o biserică faină, unde ar trebui să vin? La Speranța. Păi și simplu, Speranța Arad, Speranța Oradea, măcar ar rămâne așa, știi, când îmbătrânești mai uți, măcar ții minte Speranța, da? Ei, haideți să plecăm de la ideea asta, că sunteți o biserică model. Plecăm de la ideea că sunteți o biserică model. Asta înseamnă că sunteți bărbați model, că sunteți neveste model, că sunteți părinți model. Nu, asta nu trebuia să zic. Știți ce am fost eu curios când m-am uitat în scrisoarea aceasta? Ce-i spui unei biserici model? Știu ce le spui la ăia cu probleme. Ai zis de Corin, bă, fraților, băgați-vă mințele în cap, nu vă mai certați unii cu alții. Dacă te duci într-o biserică și iezi lacom, bă, fraților, pocăiți-vă că lăcomia e închinarea la idol, încredeți-vă în Dumnezeu. Te duci într-o biserică unde sunt oameni firești, spui, oameni buni, noi trebuie să fim duhovnicești, să nu ne mai conducă firea, să ne conducă Duhul Sfânt. Amin? Amin. Bun, dar ce spui, frate, unei biserici model? Fără să lugu-lugu, că nu folosești vorbe măgulitoare, nu vrei să te dai mare, nu vrei să-ți dea plicul mai mare când pleci acolo, nu vrei să te mai invite pe la ei. Ei, dacă noi am crede că un creștin model, o familie model sau o biserică model nu mai trebuie să facă nimic, înseamnă că e vremea să deschidem scrisoarea aceasta. Pentru că după ce spune... Și apostolul Pavel chiar sincer spune, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce sunteți, pentru ceea ce știe lumea, nu mă fac de râs să vorbesc despre voi, că lumea vă cunoaște, fără internet, ei erau virali. Știu și eu adevărul, spune, fiindcă nu mai puteam răbda, capitolul 3, am socotit de bine să fim lăsați singuri în Atena și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră. Păi am zis, asta e bună idee. Deci dacă o biserică este model, trebuie să te ocupi de ei ca ei să fie întăriți în lucrurile bune și să fie îmbărbătați în credința lor. Amin? Amin. Bun. Haideți să devenim un pic mai practici. Câte dintre surori au bărbați buni? Câteva, da? Înțeles. N-am zis perfecți. Stați că ajung unde vreți voi. N-am zis perfecți, am zis bun, da? Și ați vrea să rămână bun. Când i-ați întărit ultima dată? Acum, întărit în sensul bun al cuvântului, mie mai îmi zice câte unul, frate, Domnul să te întărească. Eu tot mă gândesc, se gândește să mă înțepenească? Sau ce înseamnă că întărire, știi dacă te înțepenește, da? Deci am înțeles că aveți bărbați buni. Când l-ați întărit ultima dată, da? Sau când l-ați îmbărbătat ultima dată? Voi aveți neveste bune, nu? Mai bine să nu pun întrebări, așa-i? Bun, mă opresc, nu pun întrebări, că ați fost drăguți, da? Pentru ca nimeni din voi să nu se clate în aceste necazuri. Stați un pic, cum adică o biserică model trece prin necazuri? Păi iar mă apuc de predicat din astea care nu trec.
că ar trebui să spun fraților, dacă veniți la noi și dacă noi toți suntem pocăiți și noi toți suntem în voia Domnului, noi veselie, bucurie și har peste har, corect? Uite o biserică model, Pavel pretențios, o spune, sunt mulțumit de voi, și ăștia treceau prin niște necazuri, că Pavel spune, băi Viorelă, m-am gândit, nu cumva să se clatine și necazurile acestea să-i schimbe, să nu mai fie ceea ce sunt. Și are și bucuria. Chiar acum a venit Timotei de la noi, la voi. Nu știu, v-ați imaginat vreodată cam cum erau lucrurile, că nu așa ca noi astăzi, dar ei se adunau și nu știai când apare, cine apare. Eu chiar îmi imaginez așa, stai în adunare, ai început să cânti o cântare sau ceva și intră pe ușă. Cine intră? Intră Timotei. O, sosit Timotei cu autobuzul, cu măgarul, cu ce-o sosit pe jos, da? Fraților, am venit, toată lumea bucuroși, că nu aveau programe în 7 puncte ca noi acum. Timotei, ai venit, da, noi ne-am rugat, spune-ne. Și acum erau toți cu sufletul la gură. Noi știam despre ei că sunt o biserică model. Exact cum viața a spus, cu dragoste, cu credință, cu speranță, cu toate celelalte. Au trecut și trec prin necazuri, ne-a frământat nu cumva satana să-i tulbure, și vine Timotei și îi dăm loc la amvon și ne-a adus vești bune despre credința voastră, despre dragostea voastră, despre relații dintre voi. Fraților, na, într-o biserică din asta și eu aș avea membru. O biserică care începe bine, o biserică ce rămâne bine, dar totuși rămâne frământarea mea, dacă aș fi păstorul bisericii, ce-i predic la o biserică din asta? Că la celelalte știu ce să le predic. Și ascultați, vă rog, capitolul 4. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, ascultați-mă, biserica nu trebuie să ne placă nouă. Biserica nu trebuie să placă altei biserici. Biserica nu trebuie să placă nu știu cui. Și Doamne ferește, biserica nu trebuie să placă societății sau guvernului sau nu știu cum. Biserica trebuie să fie plăcută lui Dumnezeu pentru că este a lui Dumnezeu. Biserica trebuie să fie plăcută lui Hristos pentru că este a lui Hristos. Biserica trebuie să fie plăcută Duhului Sfânt pentru că Duhul Sfânt este în ea și o conduce. Amin? Dar uite că ăștia așa erau. Pentru că sunteți plăcuți lui Dumnezeu, așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus, citiți voi. Ce? Să sporiți. Acum nu știu, generația tânără nu prea le are cu limbajul Cornilescu. Ce înseamnă surorilor să sporiți? Voi când vă gândiți la sporit, ce vă gândiți? La luat, așa e. Imediat s-o gândiți sora, o, s-o umple, domnule. Crește, da. Deci noi ăștia mai tineri care nu știm cum e cu sporitul, să creștem. Să creștem. Și pentru că voi așa ați zis că sunteți biserica model din Oradea, înseamnă că asta e cartea pentru voi. No, acum vă rog să fiți atenți cum e cu sporitul, cu crescutul. Am o întrebare, în ce ați crescut ultima perioadă? Sper că n-am auzit în burtă. Da, adică, știți, eu mai glumesc, dar și când glumesc vorbesc serios. Stăm și ne uităm unii, domne, avem atâția ani de credință, sunt de atâția ani în biserica asta. Dacă v-aș da acum 3 minute, că nu vă dau mult, că e predica mea, da? Dacă v-aș da 3 minute, o bucată de hârtie, telefonul ce vreți, să scrieți, în anul acesta, a trecut jumătate de an, vă vine să credeți, a trecut jumătate de an, frate Iuga, în anul acesta Domnul știe că am crescut în... Ziceți. Bine. Fraților, în ce am crescut? Bun, e bine, e ok, vă faceți tema acasă, da? În ce spune Pavel să sporim? Știți ce învățături v-am dat prin Iisus? Voia lui Dumnezeu este
sfințirea voastră. În ce să creștem? Până când? Care credeți că este standardul de sfințenie la care trebuie să ajungem? Sfinți ca Dumnezeu. Știu că sună îngrozitor, dar cum să stai în prezența lui Dumnezeu dacă nu ești sfânt ca El? De asta motivația în Scriptură nu este fii sfânt să fii sănătos, fii sfânt să fii bogat, fii sfânt să devii popular. Dumnezeu spune, Viorele, fii sfânt pentru că eu sunt sfânt. Nu e sfânt, nu mă vezi în vece vecilor. Întrebarea, chiar am ajuns la nivelul acela de sfințenie sau mai avem de crescut? Ei, ca să devină foarte practic, și așa voi deveni și eu, apostolul nu spune, fii sfânt în sufletul tău. Noi pocăiți avem o chestie cu sufletul. Atâta ne-am ocupat de suflet, că numai sufletul a rămas de noi. Noi nu trebuie să ne pocăim, să ne sfințim în suflet, dragii mei. Sau doar în suflet. Ascultați, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră să vă feriți de curvie, de imoralitate sexuală. La nivel de gând, la nivel de faptă, în biserică, în afara bisericii, într-o lume obsedată sexual. Da, sunt deranjat, îi spuneam fratelui, pentru că noi tăcem, alții lucrează, în România pe banii noștri se arată toate drăcovenile pământului și acum la o expoziție în Timișoara, ce credeți că se arăta printre altele? Cum să faci sex cu plantele? Pe banii mei, pe banii tăi, că noi suntem contribuabili, dar noi pocăiți, noi nu facem nimic, de ce? Că noi suntem cu sufletul. Oameni buni, din câte văd eu, noi trăim în trup. În lumea aceasta trăim în trup. Ei, vreau să vă întreb, când România o să fie plină de toate mizerile pământului, nu așa în subteran, când copiii și nepoții noștri nu o să poată spune nimic și o să învețe în școală că nu ești ok că e băiat, că tu poate că ești fată, nu mai ești prins acolo cu mintea în trup, că îți place de vacă, că toate astea. Și o să fie toate astea în manuale, habar n-aveți, scuzați-mi expresia, ce tăvăluc va veni peste noi. Și atunci eu tot asta o să le predic din Scriptură, să vă feriți de curvie. Și poate o să mă întrebe copiii, dar ce ai făcut tataie să mă pot feri? A, m-am rugat. O să zic că vezi că Pavel a făcut un pic mai mult, poate putea să face ceva mai mult. Apropo, dacă o să vină cineva la voi, nu intru în detalii, sau o să vă provoace cineva să faceți ceva ca în România, să fie declarată luna iunie, luna valorilor creștine, a identității creștine, fiți buni și faceți ceva. Că alții deja au confiscat-o pentru alte mândrii. Da, noi stăm liniștiți. Să vă feriți de curvie, fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste. La ce vas se referă aici? La trup? Dar auzi, soră, că ai pus mâna pe inimă. Spune fiecare din voi să știe. Ai nepoate. Domnul să le binecuvinteze. Și le-ai învățat cum să-și stăpânească. Capitan ai făcut din ele, așa-i? Asta trebuie să învățăm noi pe copii, să spui, băi, Dumnezeu ți-a dat un vas. Titanic, cum o fi, da? A pus niște valori acolo. Tu ești comandantul vasului și o minte înnoită de Dumnezeu și controlată de Duhul Sfânt prin Scriptură, între icebergurile și ghețarea acestei lumi de păcat, tu navighezi că tu ești capitanul. Amin? Amin. A, ce că așa am simțit. Simt. Dar chiar nu mă interesează ce simți. Mă interesează unde îți conduci trupul în lumea aceasta. Cum vrea dracu sau cum vrea Dumnezeu. Păi în asta trebuie să sporim în sfințenie și pe alții trebuie să învățăm. Cum învățăm? Cum ne-am învățat și pe noi, da? Nu în aprinderea poftii ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu, ci ca unii care îl cunoște. Da? Bun, să creștem în sfințenie. Ne putem ajuta unii pe alții să creștem în sfințenie? Am o întrebare. Înțeleptul spune că cine umblă cu înțelepții devine mai...
Înțelept. Și cine umblă cu sfinții, ce ziceți? Poate crește să devină mai sfânt? No, vedeți, surorilor, de când soțul s-a însurat cu dumneavoastră și a găsit în casă o femeie atât de sfântă, ei au devenit mai sfinți. Și la fel și voi, de când v-ați însurat cu una sfântă, nu? Nu, la fel și ele, da? Frate, nevastă, de ce e sfântă? Pentru că trăiește în casă cu un sfânt. Da, la Arad altfel. Bun, cu sfințenia o lăsăm că fuge ceasul, da? Adică o lăsăm în viață, nu o lăsăm... Să creștem în ce? Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său. Bine, dar față de sora poate, numai față de fratele sau cum? Nimeni să nu fie cu vicleșug și nedreptate. În ce să cresc? Ce înțeleg de aici? Să cresc în onestitate, în cinste? Chiar eu, ca pocăit, să cresc în onestitate, să nu am vicleșug față de fratele meu. De ce? Pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri. Oameni buni, știu că voi sunteți diferiți, dar eu umblu mult în lumea asta. Unele tot mă străduie să nu le cred. Dar vi le spun vouă ca să le spuneți la alții. Știu că nu se întâmplă aici, dar în altă parte se întâmplă. Adică să vină unul, mă întâlnesc cu el după nume, bă, zic, tu ești prunc de pocăit. Da, m-am gândit eu, și tu când te pocăiești? E, nu o să vă spun toată istoria, ascultați. Vă spun cu toată seriozitatea. Ca om, e mai om ca mulți oameni. Știți de ce nu mai merge la biserică și nu are nicio treabă cu biserica? Pe două motive. O să, domnule, eu câte țepe am luat de la pocăiți, n-am luat de la nimeni. Și a doilea lucru, cunosc pocăiți. Și tot mă invită la biserică. Pentru că eu decât să fiu ca ei, mai bine nu mă duc. Dar să vă spun de ce îl cred. Unul, că nu mă minte. Și doi, când spunea, zice, vezi și ăsta e pocăit. Eu când mă uitam la ăla, ăsta e pocăit, da. Ăla nu știa că ăsta mi-a spus, știi? Nu că nu o zis pacea Domnului sau ceva, dar când vedeam figurile care le are în cap, jocotare, îmi vedeam să nu mai spui la nimeni că umbli pe la biserică. Numai dacă spui, eu mă duc la biserică, încerc să mă pocăiesc. Fraților, oare ar fi momentul ca pocăiții să crească un pic în seriozitate? Da, creștem în sfințenie și de multe ori noi credem că sfințenia este doar în relația cu Dumnezeu, nu este în relația unii cu alții, nu numai în relația cu Dumnezeu. Și apoi să devenim foarte serioși în relația cu cei din jur. Eu vă spun experiența mea. Eu când am crescut, am crescut în biserică. Eu am crezut tot ce am auzit în biserică. Când s-a spus de la amvon ceva, eu am crezut. Când un frate din biserică a zis că plouă, eu am fost sigur că plouă. Astăzi, nici măcar nu-mi cer iertare, e durerea mea. Când zice unul că ne întâlnim la 7, îl întreb pe ce meridian, la ce cutare, la cutare, pe unii nu-i cred. Ascultați-mă, am oameni cu care nu mă duc nici până la gard. Că nu sigur că până la gard nu se schimbă. Da, vorbim de o biserică model care poate rămâne model, dar nu zic, cine am fost noi cândva, care investește în fiecare zi și spune, vreau să cresc mai mult, vreau să fiu mai sfânt, vreau să fiu mai cinstit cu alții, da? Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, la sfințenie, da? De aceea cine ne socotește aceste învățături, nu ne socotește pe Iuga sau pe nu știu care, ne socotește pe Dumnezeu care va da Duhul Său. Creștem în seriozitate, creștem în sfințenie, dar versetul 9, cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem. Asta îmi place, am preluat și eu ideea aceasta, m-am dus o dată la biserică și era așa o seară de vară caldă, și am spus, fraților, în seara aceasta nu o să vă vorbesc despre iad.
Nu o să vă spun nici că e real, nici că e veșnic, nici că e groaznic, nici că e plânsul și scrâșnirea dinților, nici de viermele care... Și în câteva fraze nu le-am vorbit despre ea. V-ați prins? Și după ce am băgat, învătit 4 minute groaza în ei, am zis în seara asta o să vă vorbesc despre rai. Dar eu le-am spus că despre ea nu o să le vorbesc. Dar cam așa face Pavel, zice, despre dragostea frățească n-aveți nevoie să vă scrie. Dar el ce face? A, el le scrie, dar zice, n-aveți nevoie să vă scrieți. De ce să vă scriu? Pentru că voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Adică pe găști, pe familii, pe grătare, sau cum? Sau să ne iubim toți în Hristos. Să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Păi, ăștia chiar erau pocăiți, domnule. Deci, mie mi se par normal să iubești pe ea de la care câștigi ceva. Bine, nu ca să fii profitor, nu, dar, nu, adică, domne, iubesc, iubesc, dar iasă ceva din toată afacerea asta. Dar știți cine erau macedonienii? Ăștia erau cei mai... lipiți pământului, cei mai săraci. Atât de săraci erau, nu știu ce înțelegeți voi prin sărăcie, Lucie, că atunci când Pavel s-a hotărât să facă colecte în biserică, știți ce i-a zis la secretar, cred că lui Luca, a zis că, băi, la ăștia din Macedonia nu le trimite e-mail-ul. Dar de ce? Zice, atât ați de săraci, la ăștia trebuie să le trimitem noi să aibă ce mânca. Și ascultați, năcăjiții ăștia află, că toți se află de undeva. Și se supără așa, și zic că, frate Pavel, dar cum ne-ai omis pe noi de la această strângere de ajutoare? Și va spune Pavel, ne-au rugat cu stăruință să-i băgăm și pe ei pe listă că fac și ei colectă. Și când au văzut colecta de la ei, casierul era seleșină. Că nu le-a venit să creadă ce a ieșit din sărăcie Lucie. Când inima este dăruită 100% de Dumnezeu. Ăștia chiar erau model. Adică să iubești pe ăia care nu-ți pot da nimic, de la care n-ai niciun interes, că la noi interesul e la putere, vă spun eu, la noi interesul chiar e la putere. Spuneți-mi, în relația noastră cu Dumnezeu, noi avem o relație pură iubire sau din interes? Interes, așa e. Să ne asculte, să ne dea, să ne facă, să cu tare. Unul așa s-a supărat de tare când am zis că noi pocăiții suntem numai pe interes, pe interes cu Dumnezeu. Și au spus, frate, noi nu-L iubim pe Dumnezeu din interes. Noi îl iubim că vrem veșnicia cu El. Unul strigă, zice, Ghiță, ce, e interes? Zice, iasă ceva, veșnicia, vrei și tu la balcon în rai, da? Dom'le, să iubești în felul acesta, știu că iubiți. Versetul 11, în ce să creștem? Gândiți-vă voi să mă ajutați, da? În adevăr iubiți pe toți frații care sunt în Macedonia, dar încă o dată, vă îndemnăm fraților să, ce să faceți? Să creșteți. Cum? Se poate crește în iubire mai mult decât atât. Dacă vorbim de iubire pur pământească, avem o limită. Dacă vorbim de iubirea care vine din Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, este limită? În veci. Ei, acum să vă lămuresc, fraților, că tot așteptați o lămurire, de ce oricât de bine am vrea să trăim noi în casă, nevestele așteaptă de la noi mai mult? De ce? Eu cred că le-a influențat Apostolul Pavel. O să oricât de bine ar fi, să poate mai bine. Șansa noastră este numai Iisus Hristos. Amin? Amin? Și ele ne vor ajuta, ele ne vor demonstra. Spune, vreau mai bine de la tine, că uite, ți-arăt eu că se poate mai bine. Așa, surorilor. Ce obosite sunteți. Da, am înțeles. Bun. Deci ne întoarcem la versetul 11. Căutați să trăiți liniștiți, nu leneși. Căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi, să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit, să vă purtați cuvincios cu cei din afară, să n-aveți trebuință de nimeni. În ce să cresc? La ce vrea să-mi spună Pavel aici? Să trăiesc liniștit, să, spune Verele, crești și în conduită, și în comportament. Tu încă nu ești în cer, tu ești pe pământ și trăiești între oameni. Trăiești în familie, trăiești între frații de credință, dar trăiești între vecini.
Trăiești la bloc cu ceilalți, ești în cartier cu ceilalți, ești la locul de muncă cu ceilalți. Păi zic, mă port frumos. Adică frumușel, nu frumos, da? Deci exact asta am vrut să spun. Poți crește și în comportament. Să fii mai liniștit în relația cu oamenii, să nu fii totul turbo, pocăitul. N-a zis că pocăiții sunt tare turbo și în trafic. Noi toți suntem grăbiți, alergăm spre veșnicie. Avem noi arădenii una, dar nu pot să vă dau idei, știi că... Da. În trafic, știi? Se întoarce unul, scoate capul pe geam. Ce? A, ce frate! Mă întorceam de la niște cursuri pe vremuri de la Budapesta, că a murit colegul păstor și erau cozile alea infernale cu toate... Și normal că eu trebuia să ajung la mormântare, să mă întorc la cursuri, n-aveam la mine nimic de contrabandă, mașina goală, când mă duceam la mormântare. Și am trecut toată coada să mă duc în față, să le explic, avamiș, domne, în câteva ore mă duc, mi-a murit colegul, trebuie să țin serviciu, că eram păstorul bisericii și n-am nimic, controlează-mă. Până să ajung la vamă, cine credeți că mi-a ieșit în față? Domnul, mi-a ieșit unul cu un par, deci nu e că a ieșit unul cu un par și... Ce frate păstor, zice, na, noi suntem o leacă mai nervoși. El era cu parul, făcea ordine acolo, da. Dar asta la noi, nu la... Deci e nădlac, nu e borș, da, nici borș 1, nici borș 2, da? Să fim liniștiți, să ne vedem de treburile noastre, să lucrăm cu mâinile noastre, să ne purtăm cuvincios cu cei din afară, adică, fraților, dacă nu altceva, să fim oameni cu oamenii. Să fim oameni între oameni. Pentru mine, omenia e primul pas. Omenia n-are nimic de a face cu pocăința. Omenia n-are nimic de a face cu pocăința. Omenia are de a face cu statutul de om. Pocăința e de la omenie în sus. M-am întors la Dumnezeu și de la ABC-ul pe care îl are fiecare om, eu trebuie să fiu altceva. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei care au adormit. Și aici spune să creștem. În ce să creștem? Să ne întărim convingerea noastră că cei care au plecat sunt împreună cu Domnul? Să creștem în convingerea noastră că vine Domnul Iisus Hristos, vom fi răpiți toți cu El în văzduh și vom fi veșnic împreună cu Domnul? Dragii mei, nu uitați, o biserică model. Pavel nu glumește. Chiar era o biserică pe gustul lui, dar nu uitați, gusturile lui erau pe gustul Domnului. Că eu n-am probleme, spre exemplu, cu tinerii să-și urmeze dorințele inimii. Deci ascultați-mă, tineri, dacă unii toți v-au spus că nu-ți urma inima, nu cu tare, ascultați-mă pe mine, urmați-vă inima tot timpul, cu o precizare. Aveți grijă să n-aveți inima aia nespus de rea, deznădăjuire înșelătoare, ci să aveți o inimă înnoită de Dumnezeu și plină de Dumnezeu. Amin? Dacă inima este pe placul Domnului, ascultă-ți inima. Dar nu ascultă-ți inima păcătoasă, ascultă-ți inima sfințită. Deci dacă unii spui, frate, vreau să fie pe gustul meu, îs de acord cu tine, te întreb, între gusturile lui Hristos și gusturile tale e vreo diferență? Dacă spui, frate Iuga, am aceleași gusturi ca Domnul Iisus, aleluia, totul să fie pe gustul tău. Dar dacă gustul lui Hristos și gusturile tale sunt ca cerul de pământ și răsăritul de apus, atunci ne întoarcem să fie pe placul lui Hristos, pe gustul lui Hristos. Amin? O biserică bună? Asta mie îmi dă curaj. Chiar poate exista o biserică bună. Acum, frate, știi ce cred eu că ne lipsește nouă din tot textul ăsta? Năcazurile. Eu chiar mă gândeam la biserica, tabloul bisericii din fapte. Știți că acolo e un tablou foarte frumos la biserica din fapte. Și i-am văzut cum erau apostolii, i-am văzut cum erau membrii din biserică fiecare. Și am zis, păi, Dumnezeu lucrează și atunci, acum nu-L pot ruga pe Dumnezeu să se schimbe. Cred că și astăzi slujitorii sunt așa cum vrea Dumnezeu și nu trebuie ei să se schimbe. Cred că membrii din biserică sunt așa ca în fapte. Mi-am dat eu seama că unul singur se pare că nu-i ca atunci. Dracu, că nu ne dă atâtea necazuri. Știți că acolo erau foarte multe necazuri și prigoniri.
Și nu știu, să rugăm pe satana, să zice, băi, noi suntem prea liniștiți și în vremurile astea bune, noi nu putem fi ca el, nu ne pot scutura un pic ca să fim și noi mai aproape de Dumnezeu. Nu știu dacă asta ar fi o variantă. Ideea este că se poate să trăiești model în familie, în afara societății, în societate, dar nu ușor, nu fără muncă, nu fără veghere. Că spune fraților, ascultați, dacă te duci la capitolul 5, chiar ar trebui să creștem, și aici merită să menționez, vă rugăm fraților să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Și și-a zis, Viorele, dacă vrei să fii cum trebuie, să crești și în respectul care l-ai pentru slujitori. Da, nu orice slujitori. În general se știe că eu sunt un om care iubesc slujitorii, sunt aproape de ei, cu o precizare. Eu iubesc o anumită categorie de slujitori, slujitorii sinceri și harnici. Și fac alergie la o altă categorie de slujitori, puturoși și șmecheri. Deci dacă un slujitor este șmecher și leneș, și pe ăla l-ajut să se pocăiască, să-și bage mințile în cap. Dar ascultați-mă, când slujitorii sunt ceea ce trebuie, noi trebuie să creștem în respect față de ei, nu tot să-i banalizăm și tot să-i împungem, că nu așa putem să-i ajutăm în lucrare. Și spune să creșteți, da? Deși poate sună urât, un slujitor spune să respect slujitorii. Asta era Pavel, spune, dacă aveți slujitori buni și aveți, vă rugăm fraților să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Știți ce îmi spune asta? Să cresc în veghere. Eu m-am întrebat așa, dar de unde știu eu cine trăiește în neorânduială? Păi dacă mă interesează viața fraților, și veghez asupra lor, o să-mi dau seama cine trăiește în neorânduială. Nu trebuie să fiu spion, dar o să-mi dau seama, da? De unde știu eu cine are nevoie de îmbărbătare? Păi o să mă uit dacă omul e deznădăjduit. Asta înseamnă să veghem unii asupra altora ca să facem lucruri bune. Indiferent cât de mari ar fi necazurile în lume, pot exista biserici model. Slăvit să fie Domnul! Și bisericile model trebuie să aibă un obiectiv foarte clar. De dragul lui Hristos, cu ajutorul lui Hristos, în puterea Duhului Sfânt, în lumina Evangheliei, să plătească prețul creșterii. Poate că pentru unii ar merita o analiză, că tot vrem vremuri bune în continuare. Eu care sunt o leacă mai bătrân, am trăit că am mântuit și ca slujitor și într-un alt sistem, am prins și vremurile acestea de libertate și poate din când în când e bine să-mi fac o analiză. În ultimii 30 de ani mi-a crescut nivelul de viață. La cât ți-ați spune că în ultimii 30 de ani v-a crescut nivelul de viață? Cred că ar trebui cam toți să ridicați mâna sus, dar sunteți obosiți, da? Mi-au crescut cunoștințele în ultimii 30 de ani. Mi-au crescut, da. Pe partea spirituală ce-a crescut? Că dacă mi-a crescut averea, mi-a crescut capul, mi-a crescut cu tare și n-am crescut eu în relația cu Dumnezeu, în relația cu frații, până la urmă, la ce mi-au folosit toate vremurile acestea? Închei spunându-vă o curiozitate. Acum e fain să ții predici, eu... Pe mine mă interesează ce se alege din predici. Tot am pe suflet una, dar nu știu să o zic, să nu zic, eu cred că rămân flământ seara asta. Știi, când tu vorbeai, eu te-am văzut ca pe Domnul Iisus. Nu, să nu-ți bagi, nu-ți vină gărgăunii în cap. Cum te-am văzut eu? Asta numai între noi, de asta nu mă uit la ei. Tu vorbeai, unii îți sorbeau cuvintele de pe buze. Alții n-aveau nicio treabă. Unii se gândeau... Asta e ca Domnul Iisus, că și Domnul Iisus predica, unii sorbeau cuvinte pe buze, alții la mici, la grătare. Și atunci m-am setat în cap, Viorele, când începe așa o să fie și la tine, stai liniștit, că nu. Deci, auziți, e fain că noi vă ținem predici din astea așa,
Cu ce ne alegem din toată treaba asta? Și acum am fost eu curios dacă lui Pavel i-a ieșit ceva sau a scris cam degeaba. Degeaba nu a scris, că măcar ne folosește nouă, amin? Și am luat la a doua scrisorii, ca a doilea e-mail. Acum primul e-mail le scrii și uitați-vă în a doua scrisoare, capitolul 1, versetul 3. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum este normal, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge, ziceți voi. Păi ce le-o zis în prima scrisoare? Să crească. Și ce constată? Că a crescut. Păi de ce nu am început aia din Tesalonic sau Tesalonica, în fine, să spună, frate Pavel, dar cu noi vorbește așa. Dom'le, noi, cum ai zis, suntem model, lasă-ne să stăm noi acolo, du-te la alții și le spune să crească și să-și găsească scuze, argumente, versete biblice, frate, noi de aici să te bucur că suntem de nota 8, fii mulțumit să rămânem așa. Ăștia primesc scrisoarea de la Pavel și au zis, frate, că noi trebuie să creștem. Și ce zic ei? Asta? Să creștem, fraților. Credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia dintre voi față de... Ce face? E posibil? Aș vrea să-mi demonstrați că nu-i posibil. Cât să vă las? Vă 3-4 luni ajunge? Vorbesc cu frații din conducerea bisericii să mă cheme înainte de Crăciun. Doar la o verificare. Zic, frate, am fost la voi atunci când ați crezut că aveți o după masă mai liniștită și am dat eu peste voi. Și v-am rugat din partea Domnului, fiind o biserică model, bărbați model, neveste model, părinți model, v-am rugat să creșteți. Și acum a venit luna decembrie, când aveți cina? În prima duminică? Păi de asta ar fi prima din decembrie, la masa Domnului, atunci când vrei să pui mâna. Și eu să zic așa, toți care de atunci până acum v-ați dat toate silințele să creșteți, apropiați-vă de masa Domnului. Să vorbesc cu frații. Mă tem că nu mai luăm cina. Ha? Am văzut că nu sunteți tare... Frate, nu trebuie să vin eu, ascultați, vine Domnul Iisus. Și întrebarea mea, ce motive are o persoană vie în Hristos să nu crească? Că dacă ai pus un fir de roșie în grădină și nu crește, ce faci? Păi îl scoți afară, dar nu-l uzi degeaba, nu-i pui degeaba, l-ai pus și de cel mai mult. Da, ai pus un pom în grădină și nu-ți crește. Păi frate, nu l-am pus să fie pitic și să nu facă nimic. Eu l-am pus pentru altceva. Ai pus o vie, nu crește, nu aduce, ai scos-o afară, ai aruncat-o în foc. Bun, și un creștin care este o ființă vie în Hristos, plătit cu sânge de Fiul lui Dumnezeu, dacă nu crește, la ce să ne mai ține Dumnezeu? Frați și surori, aș vrea să vă rugați pentru mine. Tot ce am zis, să vă rugați pentru mine. Doamne, ajută-l pe fratele Iuda. Dar după ce vă rugați pentru mine, ați putea să spuneți ceva și în dreptul vostru. Să mulțumiți lui Dumnezeu cu toată sinceritatea. Doamne, îți mulțumim că nu suntem calți. Noi chiar suntem faini, bărbați faini, femei faine, tineri faini. Dar, Doamne, să nu ne mulțumim, să nu spunem aici. Și în fiecare zi, în fiecare etapă, să fim altceva, mai asemănător cu Hristos. Pavel spunea la un moment dat cu durere, băi, oameni buni, voi trebuia acum să fiți ce? Învățători. Și ce erau ei? Tot în Pampers. Avioane, jucării, sticluța cu lapte și Pavel spune, păi v-aș pregăti niște hrană tare. Păi vă omor pe toți. Că voi după atâta timp vă lăudați cu vechime, dar nu vă puteți lăuda, în adevăr, cu maturitate. De ce mi-am permis să spun lucrurile acestea? Unul, că nu a fost textul meu, fraților, citit, deci eu am vrut altceva să zic. Punctul numărul 2, că le putem discuta astea între maturi.
Deci poate dacă mă duceam la altă biserică și le spuneam așa, zicea, bă, o venit și ăsta, nu putut sta acasă, o venit el să ne spună să creștem noi după chipul și asemănarea lui Hristos, dar nu știe cine suntem noi, corul merge, fanfara merge, tineretul merge, VBS-ul merge și ăsta vine să ne spune să crească. Știu că nu o să le interpretați așa. Dumnezeu chiar ne iubește și vă iubește, frați și surori. Nu uitați cu cine avem de-a face. Mirele nostru este unic. Mireasa lui trebuie să fie curată, fără pată, desăvârșită. Haideți să investim în asta. Vă invit să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și vreau, în timp ce ne rugăm pentru noi, și vă rugați pentru mine și pentru alții, vă rog în continuare, rugați-vă pentru Cuba, suntem ăia la care au fost luni seara, suntem pe ultima sută de metri cu pregătirea, cu trimiterea containerului cu alimente și elemente de bază acolo, am vrea să plece cât mai curând, Domnul să ne ajute în tot procesul acesta. Săptămâna viitoare va fi un eveniment evanghelistic de 3 zile pe Chișinău Arena, în Republica Moldova, suntem implicați acolo, rugați-vă ca Dumnezeu să dea timp de har, de pace, de binecuvântare și rugați-vă să se întâmple ceva în orașul nostru, aici, în orașul Arad, în altă parte. Evanghelia să fie vestită cu putere și așa cum a fost în Tesalonic, să se întâmple și la alții. Pavel spunea, rugați-vă ca ce se întâmplă la voi să fie și la alții. Să spuneți, Doamne, ce mult ne bucurăm noi la speranța, ce har, fă ca și la alții să fie tot așa. Și tot să creștem în asemănarea lui Hristos. Ne rugăm lui Dumnezeu.